Poarta cea strâmtă. În dimineața zilei de 17 aprilie 1995 m-am trezit adânc frământată de un vis care m-a pus pe gânduri cu privire la viața de pocăință în călătoria noastră de pe pământ. Am văzut în visul meu o femeie, o soră, care se pregătea de călătorie, spunând celor din jurul ei că pleacă spre cetatea cerească de dincolo de râu. Nu a luat cu ea decât un bagaj foarte mic cu merinde și a plecat. Drumul spre poarta cea strâmtă ducea printr-o piață în formă pătrată. La colțul pieței, pe unde se intra, era un portar care le dădea bilet celor ce voiau să treacă prin piață cu scopul de a vinde sau cumpăra. La poartă i s-a spus femeii: dacă vrei să treci pe aici, trebuie să plătești. Ea a zis: eu nici nu cumpăr, nici nu vând nimic din piață, doar trec pe marginea pieței să ajung la poarta cea strâmtă ce dă spre cetatea de dincolo de râu. A lăsat-o să treacă și, într-adevăr, a mers doar pe marginea pieței, dar din când în când mă privea cu ochii la ce se vindea în piață. Cum mergea, a văzut pe jos, pe unde trecea, niște flori artificiale rupte din buchetul lor și, fiind astfel, fără nicio valoare, erau aruncate pe jos. Erau câteva firicele mărunte, cu o tulpiniță foarte scurtă. Femeia l-a luat în mână și a plecat mai departe. Se părea un lucru neînsemnat, căci n-a atras atenția nimănui când l-a luat. Ajungând la poarta cea strâmtă, i-a spus portarului: te rog, deschide-mi, vreau să trec spre cetatea de dincolo de râu. Portarul i-a zis: bine, vei fi supusă la un test. Dacă nu ai luat nimic din piața deșertăciunilor, vei putea trece pe poartă. Dar de a-i lua ceva la testare se va arăta și nu vei putea trece. N-am cumpărat și n-am vândut nimic, a zis ea. Doar bagajul acesta mic cu merinde îl am. Îl las și pe acesta aici. A aruncat din mână și florile pe care le luase de jos și a vrut să intre pe poartă. Poarta era așa de strâmtă de lățimea unei biblii mijlocii, circa 20 de centimetri. În pereții porții era aparatul care testa. Când să intre, nici de cum nu a putut, căci s-a arătat la testare că a luat ceva din piață. Ea căuta să lămurească pe portar că n-a luat decât floricelele acelea, fără nicio valoare, și oricum le arunca pe jos. De ce n-o lăsa să intre? Portarul i-a spus categoric: nu poți intra, te-ai atins de lucrurile deșertăciunilor. Intră pe cealaltă poartă, e mai largă, pe acolo poți intra. S-a dus la cealaltă poartă, dar și acolo i-a ieșit în cale un portar întrebându-o: unde mergi? Vreau să trec râul, să ajung la cetatea cerească, a zis ea. Nici pe aici nu poți trece spre cetatea cerească, dar va trebui să treci prin unele încercări și probe care ți se pun în față. După ce vei ieși biruitoare din aceste încercări, te vei întoarce prin piață, dar fără a lua nimic din ea. Apoi vei veni la poarta strâmtă și vei putea trece râul ca să ajungi la cetatea cerească. Iată, ți se pun în față trei probe. Alege pe care vrei dintre ele. Prima probă. Pe drumul din față sunt lăsați liber câțiva lei sălbatici. Ți se cere să treci printre ei cu credință că nu te sfâșie. Într-adevăr, dacă ți-ai păstrat în inimă credința adevărată în Dumnezeu, ei nu te vor sfâșie, dar de ai o credință de formă, vor avea putere să te sfâșie. Nu îndrăznesc să trec printre ei, credința mea e prea slabă în vremea asta. Atunci i-a arătat un alt drum, pe care veneau mai mulți bivoli răgind cu capul în pământ, iar unii scurmau pământul cu picioarele. Gata să atace când îi se va da drum liber. Treci printre ei, prin credință că nu ți se va întâmpla niciun rău. Nu pot trece, a răspuns ea. Mă tem de ei, chiar dacă nu mi-ar face niciun rău.
Când îi văd așa furioși, mă înfior de frică. A treia probă. Pe drumul ce duce pe lângă piață, să treci printre hergălia de cai lăsați liberi care vin în calop. Ei vor fi îngăduiți din când în când să te lovească, ca să plătești pentru că ai trecut prin piața deșertăciunilor. Femeia n-a avut de ales, a pornit la drum, dar înainte foarte greu, drumul fiind nămălos. Intra noroi până la glezn. De-abia trăgea un picior și se cufunda cu celălalt, iar caii veneau în goană și o loviau cu copitele când unul, când altul, pricinuindu-i multe dureri. Așa, cu greu, a străbătut drumul, ajungând tot la capătul pieței, unde era poarta pe care intrase. Pe drum s-a întâlnit cu un frate care a întrebat-o cum de s-a întors înapoi și n-a ajuns la cetatea de dincolo de râu. Ea a spus toate lucrurile cum s-au întâmplat și cât de greu se poate intra pe poarta cea strâmtă, precum și condițiile care se cer ca să poți trece râul dincolo în cetate. Auzind fratele, i-a zis, cum? Și n-ai putut trece cu toate că n-ai cumpărat și n-ai vândut nimic în piață? Nu te-ai știut tu descurca, n-ai mai avut curajul să răspunzi nimic. Dacă ți-a zis că nu poți să treci, tu așa ai lăsat. Trebuia să insiști mai mult ca să intri. Imposibil să nu fi putut trece dacă erai mai îndrăzneață. Nu s-a putut intra cu forță, i-a spus ea, că s-a făcut testarea și n-a depins de curaj sau de îndrăzneală. Hai să vezi, a zis el, eu mă duc și trec cu carul încărcat pe poartă. Mai întâi trec eu prin poarta cea strâmtă, apoi trec carul prin poarta mai largă și așa trecut tot ce am pe poartă. Încearcă și vei vedea, i-a zis ea. Fratele și-a pus în car lucrurile pentru călătorie, apoi copiii și soția și-a plecat. Ajungând la poarta pieței, a plătit biletul de intrare. A fost întrebat ce vinde sau cumpără. Am să văd eu când trec de ce am nevoie. Dați-mi biletul, să n-am neplăceri că n-am plătit. Intrând în piață cu carul, cum zicea el, de fapt era o căruță cu doi cai. A cumpărat când una, când alta. Lucruri pentru familie, copii, soție, până a umplut carul. În sfârșit a ajuns la poarta cea strâmtă, spunând că vrea să intre pe poartă. El, soția, copiii, cai și carul. Portarul i-a spus, încearcă să intri, să ți se facă testarea. Dacă poți să intri pe poartă, e ferice de tine. A încercat, s-a forțat, dar în zadar. S-a umflat la testare și n-a putut trece. Portarul i-a zis, nu poți intra, du-te la cealaltă poartă. Acolo l-a întâmpinat al portar zicându-i, unde vrei să mergi așa grăbit? Stai pe loc, să vedem dacă poți intra. În primul rând, să vedem biletul, dacă ai plătit că ai trecut prin piață. Repede a scos biletul și l-a arătat. Să vedem ce ai cumpărat din piață. Ce aduci în car? Ei, ce să cumpăr? Ceea ce am avut nevoie pentru călătorie, pentru mine, soție și copii. Mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte lucruri necesare. Hai, descarcă-le jos la control, să vedem dacă toate sunt agonisite cinstit. Ai strâns cam mult, dar acum trebuie să le duci toate pe umăr când treci poarta. Acum trebuie și copiilor să le facem control dacă pot trece poarta. I-a băgat pe toți într-un cabinet medical și făcându-le consultație a zis, sunt prea anemici și slabi. Ați dat copiilor numai lapte, ceai și hrană ușoară. Nu le-ați dat mâncare consistentă și tare, ca să poată avea o creștere normală. Nu pot trece singur pe picioarele lor până la cetatea de dincolo de râu, căci cad pe drum de anemici și slab ce sunt. I-a consultat și la ochi și a zis, au probleme și cu ochii, au vederea slabă și scurtă. Nu se poate pleca la drum cu ei așa. Mergeți cu ei înapoi și dați-le hrană consistentă, bogată în vitamine și calorii. Iar cu alifia aceasta pe care vă dau, să le ungeți ochii ca să primească vindecarea ochilor și astfel să poată vedea bine drumul ce duce la cetatea sfântă. Ocupați-vă mai mult de creșterea și sănătatea lor, apoi veniți să intrați pe poartă. Bărbatul care conducea carul a zis, nu înțeleg de ce mă opriți, am luat biletul ce mi s-a cerut pentru a trece prin piață, mi-am luat soția și copii, am cumpărat lucrurile din car, ce îmi trebuiau pentru familie. De ce să nu mă las să intru? Ce mai trebuie să fac? Care e motivul pentru care nu pot fi lăsat să intru?
Portarul i-a zis: Domnul Iisus, când a spus, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, a însemnat niște puncte principale pentru cei care vor să intre pe poartă. Cine le împlinește, intră, iar cine nu le împlinește, este oprit, nu poate intra. La poartă nu se ține cont de ce spui tu că ai făcut. Testarea va dovedi dacă într-adevăr ai împlinit ce ți s-a cerut. Care este omul care poate împlini totul? A mai spus el. Dar uite, Domnul Iisus a spus ce trebuie să împlinească omul ca să poată trece prin poarta spre cetatea cerească. Nu poți împlini tot ce scrie în Biblie, dar împlinește ce a zis Domnul Iisus aici și treci liber. A deschis Biblia la Matei, capitolele 6 și 7, până la versetul 14, inclusiv din capitolul 7. Poarta cea strâmtă. Împlinește ce scrie aici și nimeni nu te va mai opri. Iar dacă nu împlinești ce scrie aici, nimeni să nu se înșele crezând că va intra pe poarta cea strâmtă pentru a ajunge la cetatea sfântă. Verificați-vă fiecare ce ați împlinit și ce nu ați împlinit din ce stă scris aici. Felul vostru de vorbire a fost da, da și nu, nu. Ai putut tu să întorci celălalt obraz, celui ce te-a lovit peste obrazul drept? Celui ce a vrut să se judece cu tine, să-ți ia haina, i-ai lăsat și cămașa? De câte ori ți-ai întors spatele celui ce a vrut să se împrumute de la tine? I-ați putut voi iubi pe vrăjmașii voștri și să-i binecuvântați pe cei ce v-au blestemat? V-ați rugat voi pentru cei ce vă urăsc și vă prigonesc? Sau i-ați iubit numai pe cei ce v-au iubit, cum fac ceilalți din lume? Milostenia, cum ai făcut-o? În ascuns să fie văzută de Domnul? Sau ai vrut să fii văzut și de alții? Vrei să ți se ierte ție greșelile, precum le-ai iertat și tu greșiților tăi? Când ai postit, ai adus tu Domnului adevăratul post pe altarul său? Unde ai strâns comoara ta? Acolo ți-e inima ta. Nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Ați lăsat voi îngrijorările în grija Domnului, ca El să vă poartă de grijă? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. De veți face așa, veți putea intra pe poarta cea strâmtă care duce la viață. Și mai este un cuvânt de verificare pentru fiecare. Scris în Efeseni, capitolul 4, versetul 22 până la 32. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Cine fură să nu mai fure. Nici o cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Verifică-te, a zis acelui frate, așa ai făcut sau te simți condamnat în aceste lucruri? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă. Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Faceți așa și veți putea intra pe poarta cea strâmtă. Veți trece râul și așa veți ajunge în cetatea sfântă. Du-te, puneți viața în rânduială după cuvânt și ți se va da voie să intri pe porți în cetate împreună cu cei răscumpărați prin sângele mielului. La aceste cuvinte m-am trezit din vis, însă acest vis m-a prelucrat și mi-am pus și eu multe semne de întrebare. Oare eu am împlinit ce cere Domnul de la noi? În sufletul meu s-a trezit dorința să încep o viață mai aproape de Domnul zi de zi, astfel ca la sfârșitul alergării de pe pământ să pot ajunge la un rezultat bun, mântuirea și viața veșnică împreună cu Domnul în cetatea sfântă. Prin lumina pe care mi-a dat Domnul, prin Duhul Sfânt, am înțeles că visul se referea la două părți din popor. O parte, reprezentați prin femeia care a plecat spre cetatea sfântă, sunt aceia din popor care doresc să intre pe poarta strâmtă și să aibă parte de răpire. Dar și între aceștia sunt mulți care, din pricina unor lucruri care li s-au părut mici
și pe care nu le-au considerat păcate vor fi împiedicați la răpire și vor rămâne jos dacă nu le vor înlătura. Bărbatul care a vrut să intre cu carul reprezintă majoritatea din popor care cred că se poate intra în cer oricum. Numai să crezi în Domnul Iisus și vei ajunge în cer. Ei nu țin cont de condițiile puse în cuvânt. Ei cred că se poate ajunge în cer cu toate bagajele străine și cu poverile de păcate. Copiii reprezintă tineretul de azi în casa Domnului. Deși sunt crescuți în casa Domnului, mulți nu-L cunosc pe Domnul pentru că nu li s-a dat hrană tare ca să poată crește spiritual. În starea în care sunt, ei nu pot trece încercările ce vin și cad pe drum. Ochii lor trebuie unși cu alifie cerească pentru ca ei să vadă clar lucrurile. Mulți au vederea slabă și nu pot înainta prin credință și au vederea scurtă, încât nu pot deosebi bine voia lui Dumnezeu, nici ce este bine sau rău. De aceea trebuie ca cei mari să se ocupe mult de creșterea lor spirituală. Cei care trec prin poarta cea strâmtă sunt cei care vor avea parte de răpire, iar cei care nu-și verifică aici viața vor trece pe cealaltă poartă, pe la judecată. Domnul să ne ajute pe toți să ne verificăm viața după cuvântul Domnului și să ne judecăm noi, pentru a nu fi judecați odată cu lumea. Amin. Domnul să ne ajute!